timp scurt a trecerii personalului și tehnicii peste fluviul Dunărea, precum și prin îndeplinirea cu profesionalism a tuturor misiunilor de sprijin genistic încredințate, batalionul a urcat constant treptele afirmării propriei identități. Prin hotărâre, curaj, pricepere și angajare responsabilă, personalul unității a reușit ca în cei 20 de ani de existență ai structurii să obțină rezultate bune și foarte bune în îndeplinirea obiectivelor propuse. Activitățile executate de batalion, în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Apărării Naționale și cele desfășurate în sprijinul autorităților publice locale și a populației afectate de calamitățile naturale, dovedesc înalta pregătire profesională a personalului acestei unități. Doamnelor și domnilor, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați profesioniști, personal civil contractual. Cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la înființarea batalionului navei treceri fluviale, vă urez succes în realizarea proiectelor de viitor, reușite profesionale și personale, sănătate dumneavoastră și celor pe care îi prețuiți. La mulți ani, semnează șeful statului major al forțelor terestre, domnul general-major dr. Dumitru Scaru.